O altă întrebare vine în legătură cu numărul de profesori vaccinați în acest moment. Dacă nu, cumva era bine să avem aici o zonă de urgentare, cumva. Am făcut tot ceea ce a stat în putința și în competența Ministerului Educației. Am încheiat săptămâna trecută un tur de forță în toate județele țării pentru reuniuni organizate la nivel de secretar de stat cu asistență medicală de specialitate pentru a susține cu răspunsuri pertinente îndoielile multora dintre colegi, din păcate prea multor colegi, dar pe care le consider firești, cu privire la necesitatea și importanța vaccinării. Cu toate acestea, progresul înregistrat din perspectiva vaccinării personalului din învățământ a fost mai lent decât ne-am fi dorit în ultima lună. Totuși, personalul din învățământ rămâne categoria socioprofesională, cea mai numeroasă în valoare absolută din perspectiva vaccinării. Am primit chiar în urmă cu mai puțin de 2 ore situația la zi actualizată, din care reiese că aproape 155.000 de angajați din învățământ s-au vaccinat. Dacă ne raportăm la cadrele didactice, exclusiv cadre didactice și nu personal didactic auxiliar sau personal nedidactic, procentul celor vaccinați a trecut de 50%. Sunteți dezamăgit, domnule ministru, de numărul profesorilor vaccinați? Puțin da. Ce credeți că s-a întâmplat? Dar în afară de scepticism, mai puțin dezamăgirea ministrului, contează mai mult ceea ce putem să facem pentru a susține această campanie de vaccinare, înțelegând că vaccinarea este și trebuie să rămână un act voluntar, dar decizia trebuie să fie luată pe baza unor informații corecte și complete, furnizate de către cei care au credibilitate și competență pentru a furniza aceste informații, înțelegând că nivelul de educație ne obligă să dăm deoparte acele fake news-uri sau acele manipulări pe care le dezavuăm la nivelul Ministerului Educației. Dar vaccinarea trebuie să rămână un act voluntar. Ce părere are domnul ministru despre faptul că există posibilitatea ca din vară să putem vaccina persoanele din grupa de vârstă 12-15 ani? Adică mare parte vor fi elevi, deci cumva sunt la dumneavoastră în curte. În măsura în care cei cu competențe medicale ne vor certifica informația confortereia, vaccinarea este recomandată și acestei categorii de vârstă, Ministerul Educației va susține acest lucru în vederea îmbunătățirii stării de siguranță sanitară în școli pentru a relua normalitatea în procesul de educație. Și ultima chestiune, o reacție la domnul Ciolacu. După 5 săptămâni de vacanță forțată, școala reîncepe în aceleași condiții de haos și incertitudine în ceea ce privește testarea elevilor. Deciziile se iau tot pe genunchi, de pe o zi pe alta. Decizia legată de testare în școli a rămas la stadiul de vom vedea, vom analiza. Un scurt comentariu, vă rog, domnule ministru. Nu a rămas la stadiul de vom vedea, vom analiza. Între timp am primit o informare din partea Institutului Național de Sănătate Publică, informare în care s-a explicat că testarea non-invazivă pe care eu și Ministerul Educației a solicitat-o imperativ poate fi făcută în școli, însă e nevoie de precizarea a 2 lucruri. Testarea non-invazivă trebuie oricum validată printr-o testare cu teste antigen rapide, deci care va să zică printr-o testare considerată invazivă și mai apoi certificată printr-o testare PCR. În opinia INSP, este logic că acest fapt ar îngreuna foarte mult procesul de testare, pentru că ar fi nevoie de o validare oricum prin teste care sunt considerate invazive. Pe de altă parte, am admis ca fiind logic argumentul conform căruia rezultatele unor teste non-invazive, precum sunt cele pe bază de salivă, nu pot fi luate în considerare în calculul ratei generale de infectare. Deci am avea un alt bruiaj cu privire la discuțiile care și așa au fost nu întotdeauna foarte puternic argumentate cu privire la modalitatea de calcul a ratei de infectare.
Și ultimul comentariu, de asemenea, domnul Ciolacu transmite, au sacrificat o generație întreagă, abia acum au admis ceea ce PSD le spunea încă de anul trecut. Copiii din ciclul primar trebuiau lăsați să vină la școală, așa cum a fost peste tot în Europa. Era la mintea cocoșului că nu poți învăța un copil să scrie în regim online. Le-a luat 8 luni să admită acest adevăr simplu. Țin să vă reamintesc faptul că prezența elevilor din învățământul primar a fost susținută, am susținut-o și am obținut-o începând cu data de 8 februarie, data la care a început semestrul 2 în acest an. Știți cum e în opoziție, lucrurile sunt mai fluide. Bun, ultima chestiune. Da, dar calendarul rămâne același și pentru unii și pentru alții. Un sfat de început de școală în această formulă fizică și mai puțin fizică, să zicem, în anumite, pentru anumite clase în București, și cu asta închidem, domnule ministru, vă rog. Respectarea tuturor regulilor pentru ca procesul didactic să se desfășoare în condiții cât mai bune de siguranță și fac un apel la colegii din școlile românești pentru a organiza sesiuni de informare nu numai a angajaților din învățământ, ci și a părinților care doresc să se informeze cu privire la necesitatea și importanța actului de vaccinare. Și un sfat pentru părinți? Cred că e important să uită părinții la noi, domnule ministru. Este foarte important ca orice părinte, și nu m-am exclus niciodată, să urmărească starea de sănătate și comportamentul propriului copil, pentru că atunci când observă simptome specifice, să nu trimită copiii în colectivitate, chiar dacă își doresc prezență fizică și să rămână în sistem online. Pentru siguranța propriilor copii și pentru siguranța colegilor acelor copii. Sorin Câmpeanu, ministrul Educației, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Sper că am răspuns rapid la câteva dintre întrebările voastre. Nu de alta, dar îmi imaginez că mâine dimineață va fi o dimineață specială atât în traficul, cel puțin aici în București, dar cred că la nivelul întregii țări, dar și pentru părinți care se vor trezi mâine cu entuziasmul specific, nu de alta, dar nu poți să te prezinți în fața copilului spunându-i depresiv că trebuie să meargă.